We are friendly, așa ți-a zis? A scris pe chat. Da. Good luck. Deci with that, deci da. Sunt mai mulți, ha? We are friendly, da, da, da. Cică, hai la noi, hai, te primim cu mâinile deschise, cu brațele deschise. Dar dacă asta oricum ar avea tu pe o să urce, știi? Sau n-ar ști, dar ideea e că s-ar putea să știe, s-ar putea să fi uitat cumva prin zid și să mă fi văzut aici, ei? Pentru că, na, jocul ăsta e plin de bug-uri. În momentul de față, cred că asta face și el. Dacă, mai ales dacă știe că ești acolo, asta face, știi? Te așteaptă pe tine să vii, ca să te mare. A zis, hey, are you there? Nu știu, a scris și pe chat, aia cu are you there, we are friendly. Da, 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 we are friendly, da. Vezi să nu, tată, vezi să nu. Cei mai friendly dintre friendly, dar până te moare, noi, în dicționar apare mecla noastră când ești la friendly. Bă, stai, ce? Da. Uite-l, ia, uite-l, ia. Uite-l, e la pământ, e la pământ. Ia, stai, what? De și dă-i. Bă, da, câte gloanțe, ok. Cancel și iau alt pistol. Cancel și ia repede alt pistol. Așa, am asta. Văzut pe unul acolo. Mi se pare că l-am omorât. Bă, ce oraș e ăsta? A zis we are, s-ar putea să mai fie unul, asta e problema. Pai grijă. Ia uite, uite, încă unul. Aoleo. Ăsta nu mai are gloanțe, celălalt are. Băgam i-aș să-mi bag. Dar e arma lui ăla pe care l-ai omorât. Ai, ai, dă-te ai. Repede și e arma. Mă, tipul e chiar jos lângă el, știi? Ah, fuck. Văd gri de tot, dar nu sunt bleeding, știi? E pe rezina asta. E chiar acolo, mi se pare. So is vet, nu știu cum naiba. Oh, no. Oh, fuck. Tipul a căzut pe jos, am crezut că a murit și n-am mai avut gloanțe, știi? Și s-a mișcat și m-am pușcat. You are dead. Deci la... m-am pușcat unul, frate. La... m-am spunat și m-am pușcat. La... L-am pușcat pe unul dintre ei și pe celălalt, cred că s-a pus jos, cred că i-am tras urât. Du-te, frate, 2 versus 1, mă, ești nebun. Cum să joci așa jocul ăsta, frate? Zi-mi și mie, dacă mă spanești, mă omoară imediat. Serios, iar era unul cum m-a omorât pe mine atunci? Deci m-am spanat, am coborât în oraș și mort. Cum să joc jocul ăsta? Cum să iar era unul care stătea acolo și a fix la spawn și cu pumnul? Nu, frate, stătea sau... cu arma exact ai în oraș. Am coborât de sus pe munte în oraș și m-am omorât. Cum să joc jocul ăsta? Explică și mie. Și că fă un episod și dacă mă moară, continuă, what the fuck? Ce poți să faci, frate? E DayZ. Pe bune. De asta ți-am zis că... Ai avut dreptate când ai zis faza aia cu... Cu nu poți să-ți iei. Te-am întrebat, pesionant, vrei să ai tot DayZ Daily? Și ai zis că da, nu e nicio problemă. Încep să reconsider, sincer. Aolea, m-a dat... Mi se pare că m-a dat... A, nu, stai. Aici sunt... A, mi se pare că sunt lângă vapor, cred. Eu nu știu unde m-a dat, dar cu siguranță o să mor. Cu siguranță o să mă omoare cineva, deci nu contează. Bă, omor pe unul dintre... Deci nici măcar nu știu dacă am mai putut să bag gloanțe în pistoale, că nu prea mai aveam, știi? Adică, unul, am tras un singur glonte cu el și după aia mi-am dat seama că nu mai avea. După aia, celălalt care mai avea, nu mai avea multe, pentru că, na. Și am tras vreo 3-4 după ăla și ăla a căzut jos, nu știu dacă a căzut sau s-a pus el, că n-are de ce se pună... de la pșită da, tot jos, nu? Da, pe aia pe care ai văzut tu acolo, e mor pe amândoi? Pe unul dintre ei, ăla, unul dintre ei a picat jos mort, știi? Iar celălalt, acolo așa, stătea jos, știi? Și l-am văzut, am încercat să-l omor și pe ăla, dar a căzut jos după ce l-am pușcat și nu se mai mișca, am crezut că na, și am început să râd pe acolo așa și după aia s-a mișcat, știi? Cum era, s-a mișcat și mi-a tras. Probabil tipul, cred că i-am tras în picior sau ceva și a căzut jos, știi? Dar încă mai avea gloanțe și asta. Na, e căcat, frate, na. Am crezut că a murit, știi? Și asta e că nu râdeam sau astea dacă nu mai aveam gloanțe. Că mă asiguram că e mort, știi? Dar nu mai aveam gloanțe nici în ăla și s-a mișcat și m-am pușcat. Adică, na. Life, ce era să-i fac? Problema cu jocul ăsta, în momentul de față, e că te moară instant. Și, într-adevăr, adică, real na, life, asta făceam și noi dacă era, dar... E frustrant pentru că nu pot să fac nimic, știi, adică mă spawnează și mă omoară. Mă, noi măcar ce, nu stăteam că... la spawn și așteptam oamenii să spawneze, știi? Da, da, recordul meu de spawn jumate de secundă mort, nu cred că-l dă voi. Dar nu cred că a fost aia în video, nu știu penibil, exact adică... ce s-a... A fost în video ăla sau
A fost când am luat o pauză. Dar e chiar penibil, frate, să, adică chiar să aștepți în, exact în punctul în unde se spunează omul. Ok, nu știu dacă s-a întâmplat, dar o să vă zic. Deci mi-am dat respawn și nici măcar nu s-a făcut toată imaginea, știți, că e, la început e blurry. Nici nu s-a făcut clară, you are unconscious. Da, și, deci asta e, asta și, e frate. Altceva n-avea să fie decât unul care stătea fix în locul de la spawn, fix în spate și gata cu pumnii scoși să dea un click când apare cineva. Deci, nu știu dacă... Da. Și imaginează că poate tipul ăla stătea acolo așa de mai mult timp. Cât de no-lifer să fii să faci așa ceva? Adică... oricum, cel mai aiurea e când te spawnezi, deci ai gear, ai tot ce trebuie și te spawnezi pe un server, zici că hai să continui de unde am rămas... Și deja te așteaptă și tu moară. Nu, frate, dacă vrei cu adevărat, intri pe un server gol și te loghezi și te muți undeva unde știi că ai avantaj, după aia intri pe un server full. Că așa fac ăștia, pro. Nu-mi imaginez că oamenii care joacă și jocul ăsta și pro, se loghează pe nu știu ce clădire în mijlocul berezinului pe un server full. Nu cred că fac băieții chestii de-astea. Da, bine, ai și tu dreptate aici, dar... Da, și cine... Nu o să schimb eu serverele de 100 de ori ca să... Da, asta e faza, că ce fac acum? E de prost gust. Dacă vrei să fii pro, fii pro acolo și la tine acasă. Pe YouTube n-ai cum să, să schimbi serverul de 1000 de ori. Doar să filmezi și e interesant, dar chiar n-am chef să fac 1000 de cut-uri și să rămân cu... Fedora? Nu, e un cowboy hat. Părea un Fedora, dar nu era. E prost, și măcar nu arată ca o Fedora. Și asta e că mai nou, din cauza că sunt o grămadă de chestii care îți oferă... Ce dracu e acolo? E asta a mea. Care îți oferă protecție, știi, împotriva gloanțelor, o cască de constructor și alte căcaturi. Nu mai porți astea normale, știi? Mi-e cam sâlă, că, na, mă văd tot timpul cu astea. Mă, cred că... Deci am zis eu că... Uite, am găsit rotten zucchini, mă, am găsit rotten zucchini. E, da, uite, e un bostan de ăla. Rotten, da, zucchini e. Am zis eu că vreau să rămân în Berezina, dar până la urmă cred că tot așa trebuie să fac, să mă duc în aeroport, să-mi iau ceva și păi, să mă întorc. Păi, ai zis că dai un pom cuiva, dar poate să treacă ori întregi și n-ai oportunitatea, știi? Păi asta, vezi că deocamdată încerc și nu reușesc. Așa ai văzut ce am făcut eu, aveam și armă, aveam și o grămadă de gloanțe, faza e că am murit, dar am omorât și vreo doi. Cel puțin cred că au murit. S-ar putea să fie încă în viață unul dintre ei. Dar dacă s-a pus jos, clar, da, mă, frate, clar ce fractură. Faci? Bă, măcar... un minut, două, trei câte au fost, m-am simțit ca în Daisy, frate, cu acțiune, era tensiune, deci tensiunea, știi cum, tensiunea, pentru aia joacă lumea Daisy și am avut-o, pentru 3 minute și chiar dacă am murit a meritat, na. Bă, dar ar trebui să ne întâlnim, frate, să intrăm pe același server, că așa... Da, că și așa loot-ul e din abundență, deci n-are nicio problemă dacă îl împărțim. Păi nu, frate, băi da, e, că nu e. Muniția ai găsit, muniții fuck, și nici mai aveai loc să pui armă. Asta e, aveam prea multă și armă, ce aveam, un sporter de căcat. În toată baza n-am găsit decât un sporter și vreo 3 pistoale, bă, pistoale, frate, puteam să fac colecție de pistoale. Aveam 3 sporter și ai dat pistolul? Sporter cu un singur glonte de, și care trebuie să mă duc în inventory să îi mai bag un glonte. Nu, da, mă, nici nu mă gândesc să folosesc așa ceva. Mai bine e un pistol cu nu știu câte gloanțe, știi? Da. Ia iurea așa. Mi se pare că îți trebuie încărcător. Da, îți trebuie încărcător pentru el trebuie, și n-am, da. Mi se pare că n-am avut. Pentru că dacă aveam, mergea, dar nu aveam gloanțe de sporter. Da, la gloanțe de sporter. Și am zis că ce fac? N-am încărcător care conține gloanțe și poate să țină gloanțe de sporter, deci nu le încerc, știi? Deci... A rămas cu el așa. Hai mă, frate, coboară pe scară, la sus. Nu. M-am urcat aici, dar nu-i nimic aici. Băi, și nebunul mi-apare asta de coboră pe scară, mă. Stai. Hai, uite-te așa, uite și din first person, câteodată nu se pare în third person tot timpul. Să te uiți ca dracu, nu știu cum, într-o parte așa, să închizi un ochi, să dai puțin din palme și poate după aia îi vine minte la cap și apare. Dar deja sunt la vapor și acum pe server tot de la gol, că na, e același server, că m-am respawnat. Da, și... ești pe server full acum. Eu am jucat pe server full, că vreau să fie acțiune și asta, dar dacă ce, am avut eu mai, am avut mai multă acțiune la mine în decât... Server gol, în server gol, unde au venit din... Stai, câți oameni suntem aici?
Păi da, mă, dar ia, știi 1, de ce? 2, 3, că erați 4, la aeroport, 5, 6, 6, da. 6 oameni din care 3 erau la aeroportul ăla. Te-ai dus ăla la un punct în care toată lumea se duce, știi? Mai ales pe server go. Da. Asta e adevărat, dar... Ce să-i facă, mă? 2 oameni. Dacă era 1, ți-am zis că pe primul l-am omorât fără probleme. Tipul n-avea nici cea mai mică idee, frate. Cred că juca jocul ăsta pentru prima dată, că... Nu știu cum... Băiatul s-a dus în zona aia a ușii și se uita la mine. Pur și simplu, se uita la mine. Cu arma. Eu am început să trag în el și nu știu cum dracul... Dar l-ai omorât pe ăla, nu? Pe așa, nu. Primul a căzut acolo și a mort și nu s-a mai mișcat, că dacă știi? Dacă e unconscious, tot își poate reveni, știi? Și poate reveni, dar unul cu fractură, că ți-am zis, de altceva nu avea de ce să pună jos, știi? Că e cea mai mare prostie să te pui singur jos când te lupți, că nu poți să tragi, știi? Deci, unul cu o fractură, altul poate își revine, dar îți dai seama că nu e foarte bine dacă... Nu, l-ai făcut ca lumea dacă îi dai fractură, că e destul de greu să-ți găsești... Nu găsești, mă, nu găsești. În cel mai bun caz, cumva îl învie pe celălalt, dacă are itemuri să-l ajute, știi? Da. După aia se lasă omorât de ăsta, ăla păzește itemurile acolo și ea până vine ăsta și apoi să facă iar schimb, trebuie să moară și ăla pentru că nu se simte deloc bine, că... Ți-am zis că l-am dat pe jos, ea în canșes aproape de moarte, dacă nu era mort din prima dată, știi? Dar ți-am zis că am tras în el o grămadă, sigur a crăpat. Și eu aici nu văd nicio armă pe vapor. Cred că au venit ăștia și au luat tot, frate, sincer să fiu. Iar pe un server pe vapor acum, acolo? Da, pe vapor oamenii au cam încearcă luat tot. Încearcă să schimbi serverul, na, să... E, da, deja mă nebunez jucând jocul ăsta și iar să mai schimb serverul odată, lasă în sânge așa că... S-ar putea să mă duc puțin spre Berezino, nu știu. Uite spre Berezino și vezi dacă găsești ceva acolo, s-ar putea să nu fi lootat lumea. Na, cu 6 oameni pe server, dar ai văzut cum, ce fel de oameni, tot deștia ca noi care... Știi care e faza cu... Da, dar știi care e faza cu asta? Tu vezi acum 6 oameni, dar cine știe câți oameni au fost și cine știe când și-a dat restart ultima dată serverul, știi? Low loot, restart every... Da, da. Cât era, 96 hours sau ceva de genul. Mult, dar mult tare, frate. Cel mai tare, mi-aș dori să joc acolo toată ziua. Low loot. Nu găsești nimic. Adică nu înțeleg, care e ideea, de ce ar face un astfel de server? Poate doar de PvP, eu știu. PvP, oh, mi-am făcut o grămadă de loot. Dar că poți să faci și PvP și pe server cu loot, da, adică... Hai că mă duc pe un server unde nu este loot, vreau să mă bat cu lumea. What? Nu. Da. N-are nicio logică. Poate au avut ei o idee, dar chiar nu pot să o înțeleg, adică, în opinia mea e... Pentru că toate serverile astea se dau, server cu high loot, nu știu ce, bla bla bla... Restart every 10 seconds, da. Și ei poate au vrut să zică invers, știi? Da. Server fără loot, și aici nu veți găsi nimic? Nu veți, dar măcar din două în două ore nu văd connection de ăla, știi? Că au spus ăștia că au început munca la respawning loot, deci de acum... Să sperăm că o să bage respawning loot și nu o să mai trebuiască să-și dea restart serverul în fiecare două ore. Așa. Birim. Gata. Am mers puțin prin laștina aia, gata, soaked. Foarte frumos. Păi te-ai udat. Imaginezi că dacă bagă și să te îmbolnăvești ăștia de la... de la Bohemia să... care se ocupă de Daisy acum, da. Să te ia frigurile, bolile dacă te uzi puțin, cred că înnebunește lumea, frate. Și cum intri pe server, începe să plouă, gata, bolnav, caz pe stradă, tu ești, gata, ești. De foarte fapt, bine. De fapt, cred că e mai bine așa decât să te trezești, să stai jumate de secundă să-ți vină vederea așa ca lumea și să te trezești mort după. Sau unconscious, mă rog. Încă mai există o șansă să-ți revii, ești doar inconștient. Mă, să știi că au rezolvat faza cu unconscious, de acum chiar îți revii. Îți revii. Oricum, eram dead acolo. Și dacă eram unconscious, îți dai seama că... Îți revii acum? Da, îți revii. Deci chiar dacă te împușcă, aștepți nu știu cât și îți revii. După un minut, două, îți revii. Dacă nu e destul de deștept să... Dacă nu e deștept să te omoare, știi, să te... Da, să se asigure tap. Că ești double tap, așa se cheamă? Uh-huh. Dacă spui tu. Bă, da, e ceva ciudat la drumul ăsta, frate. De ce? Are un fel de hopuri așa, nu știu cum e, sus, jos, sus, jos.
Să vezi și tu, e... era... Poate e iluzie optică. Nu, mă, m-a mers fix pe el și se observă, frate. Dar numai într-o parte, nu peste tot. Așa e în Rusia, mă, tu nu știi. Așa e în România, dude, tu nu știi? Ai de capul meu, tu știi cum mergi cu, cu a doua grup, și, și o balci pe a întâia, că știi cum deci face mașina. Deci ăștia n-au gropi aici, tu ai observat? Deci n-au gropi. Mi s-a părut că au apărut acum niște nori și a făcut un frame de ăla de vreo 2-3. Ai de capul meu. Cred că de asta, ceva s-a întâmplat de... A făcut așa, dar parcă nu făcea așa, frate. Și am observat asta. Când se schimbă norii, îți da? Face așa. Uh-huh. Păi s-au schimbat cam des astăzi, că numai acum am văzut de vreo 3 ori pe ziua de azi. Depinde și... de server. La mine nu s-a făcut deloc. Ah. Hai, mă. Bă, da... Nu mai pot să culeg... De-astea, mă, oare la care tu fiși? Chiar nu merg toate, mă. Știu că nu merg toate, dar chiar niciunul? N-ai noroc. Trebuie să ai noroc să găsești de alea. Nu, trebuie să ai noroc să... Ok, da, dar măcar să văd un tufiș la care începe să caute, știi? Că până acum la niciunul nu caută. Parcă sunt inutile. Aici nu merge. Bă, ceva s-a întâmplat, oare l-au scos? Berries? Nu, poți să culegi. Băi, să vezi să te bagi într-un tufiș, în first person, să te uiți în jos, să vezi cum se vede corpul, ca și cum tufișul și ăstea ar fi în fundal undeva. Deci îți vezi corpul perfect chiar dacă ești într-un tufiș. Deci ce ciudat e. Să găsesc, să găsesc o armă, frate, să le, să le arăt despre ce e vorba. Ca așa, dacă n-am armă și mă duc în Berezino, zero, frate, nu pot să fac nimic, știi? Da, și eu acum ajung. Mi se pare că e un hambar aici, ăsta-i, poate găsesc oriceva în el. Da, e șmecher, frate, am un orange backpack de ăla de 25. N-am nimic altceva. Am niște cold tablets. Și cam atât, că am pierdut tot. Ai pierdut tot? Ei da, acțiunea. Ah, că te-am omorât atunci. Cum am găsit un spray verde. Pot să vă... Nu, nu pot să vă obsesc. Nimic. Normal că nu pot să vă obsesc. Vreau să vă obsesc și eu ăsta, mă. A... Hardhead-ul, știi? Dar nu pot să vă obsesc hardhead-ul. Da, asta e, mă nervează. De ce nu pot eu să vă obsesc hardhead-ul? Vreau și un hardhead. Nu l-au făcut încă, dar găsești tot fel de culori la hardhead. Găsești și alb, roșu, verde. Alb, nu știu dacă am văzut. Știu că am văzut, roșu, portocaliu, verde, parcă albastru. Uite și un shovel de ăsta, mă. Am mai luat eu odată shovel-ul și nu mergea să lovesc cu el, dar eu am încercat și cu toporul să lovesc și nu merge. Merge, mă, trebuie să apeși space să-ți se ridice... Da, dar atunci când mi s-a întâmplat prima dată, nu trebuia să apeși space ca să dai neapărat, știi? Când l-am găsit prima dată și n-am mers. Și ideea e că țineam space-ul apăsat data trecută când încercam să lovesc cu toporul și nu mă lăsa, crede-mă. What the fuck, trage unul cu armă pe aici. Ești, să vezi cum ești pe server plin? Da. A, păi la ce te aștepți, frate? La ce te aștepți? Eu nu știu. Mă aștept și eu la ceva. Uuuu! Pe la RSKS. A și dispărut. Bă, când, frate, bagă niște, niște căcaturi la niște zombi, frate. Să poată nu-i spune, gândește că dacă băieții pun mâna pe o armă și omoară niște zombi, să prindă și niște gloanțe, o cutie de suc. Știi? Orice, frate, nu, frate. Zombii îi omor, dispar în două secunde, nu poți să iei niciun pic de loot de la ei. Pentru că e atât de șmecher. Și cred că mă duc să dau câteva lovituri în pompa de benzină cu lopata asta. Hai zi un număr la întâmplare, că poate ajung la numărul ăla și nu bubuie. Dar și că trebuie să-l zici 99. Hai, nu poți să bagi. Alegi și tu, 15, 20, hai să, hai să, să jucăm un joc de noroc. Hai, că n-am multe 19. Chestii. 19, bagă 19. 19, ok, hai să vedem. Alege mijloc, stânga sau dreapta? Mijloc. Știam că o să alegi mijlocul, dar nu știu de ce. Bă, what the fuck, e unul sus acolo? Una, două, trei, cred că am văzut pe unul sus patru, aici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nu cred că mi s-a părut. 13. Cred că chiar am văzut pe cineva să aici. 15. Nu-mi zic 16, 17, 18, 19, am supraviețuit! 20! Gata, uninstall. Uninstall, frate, am murit serverul din mine. What? Hai, dude, nu pot să filmez un episod, frate, cap-coadă. Deci nu pot să filmez un episod. Dar asta e frumusețea, ia uite. Ce frumusețe? Nori.